Iată, ne-am întors din nou la această super emisiune, pentru că e super că vă uitați voi super mulți la super emisiunea noastră. Altfel n-ar fi fost atât de super. Avem super jocul pe care l-am jucat și săptămâna trecută. Astăzi va suferi o mică modificare. Vă voi explica o rapid, inspirat din Power Couple și din America Express. Îi vom spune: sunt tare în mâini. Da! Sunt tare în mâini, ăsta e jocul. Da. Fiecare dintre voi vă juca pe echipe. E Catherine și Dimitri, Cuza și Ilona, Bucălaie și Flavia. Mă scuzați, am o bomboană de reîmprospătare respirație. Dar tu vezi ce frumos facem noi când prezint, noi te lăsăm să vorbești. Când prezint, nu m-ai lăsat niciodată. Mulțumesc. Voi pune întrebări. Care? Unuia dintre voi. Da. Aștept un răspuns în 5 secunde. Dacă răspunsul este corect, ce cărțile pe care fiecare dintre voi le-a licitat, poate să fie una sau pot să fie două, se vor pune la ceilalți doi concurenți. Ok. Vai, dacă ați răspuns corect, dacă ați răspuns greșit, se vor pune la voi cărțile. Vai, Doamne! Tava se va ține, vă voi explica imediat, tava se va ține așa. Așa, ok. Da? Pleacă de acolo. Pleacă de acolo, treci la locul tău. Treci la locul tău. Cândva să citească puțin. Va câștiga echipa care până spre final va reuși să țină toate cărțile în echilibru fără să îi cadă mâna jos. Mamă! V-am zis că astăzi jocul va comporta o mică schimbare. Așa. Da. Faceți schimb, fetele cu băieți. Yes! Nu cred! Haide, faceți schimb! Faceți schimb! Bravo! Merge acolo. Ilona, am uitat să zic ceva. Haideți! Ilona are avantaj pentru că a lucrat ca o spătăriță, mi-a spus. Da. Ilona, putem să modificăm și un pic regula? Puteți să țineți cu două mâini, fetele. Vai, ce drăguț poate fi! Cu plăcere, de la Flavia, cu plăcere. Ilona, tu rezici cu toate cărțile. Bun! Deci, da, ai văzut apropo de cărți că s-a făcut plângere pentru un vecin din Deva care prea multe cărți, le era frică vecinilor să nu se dărâme blocul. Care prea multe cărți. Serios, avea prea multe cărți în casă. Bun! Vom începe cu prima. Nu avem. Când vii la noi la emisiune, te joci cum zicem noi, da? Când trei acasă cu băiatul, te joci cum vreți voi. Nu te juca că te mănânc. Așa. Bun! Să începem cu invitații noștri, cu Ecaterin și Dimitri. Dimitri, spune... Uite imaginea justiției. Da, balanța. Asta e. Spune-mi dacă le citezi o carte sau două cărți. Hai că una, că nu știu dacă poate să țin una. Ok, o să iau una de aici. Dacă îmi răspuns corect, câte o carte voi pune la celelalte două echipe. Dacă nu răspuns corect, o voi pune la voi. Spune-mi, te rog, în 5 secunde, 3 nume de pisici celebre. Oh, Garfield, Tom și... Și Jerry de Halloween. Iată aici prima carte. Hai de mine, dai cu de asta. Mai bine le țineam eu. A pus o carte pe talerul distracției. Cuza. Eu? Bine. Cuza. Hai. Maestre? Zic că te licitez? Vreau să-mi numești una sau două. Zic că... patru. Doamne, nu! Patru. Ai încredere în ea, patru. Păi nu patru, una sau două. Doamne, de ce? Două. Maxim. Două? În caz de pierdem, poți să nu? Una sau două? Două. Una sau două? Două, da? Da. Două. Numește-mi în 5 secunde 3 melodii cântate de Michael Jackson. Billie Jean, aia, We Are The World și aia cu... Prima echipă care are greutate. Trebuie să o ții întinsă cu două cărți. La câte mai în spate. Mai în spate să filmăm și noi la televizor că ne scrie constatatorul. Că se uită și el duminica, poate. Și fără, și fără haos, că vreau să se înțeleagă și de acasă. Să decupați frumos regia. Eu nebunesc acum. Bucălaie! Da! Mergem o carte sau două? Mergem la siguranță, suflet mic, ce balăptic. O carte. O carte. Pentru că deja ele au ceva acolo. Deci o carte. Ce drăguț, mulțumim! Îmi place cum gândești, Bubu.
E precaut, exact. Bucălaie, în 5 secunde, numește-mi 3 rase de câini. Bișon, lup și greu. Ăla de ăsta. A zis. Pice mă așa. A zis asta. Lilu. A zis Trilu. Cofete. Fete? Da, dragă, da. Bună, fete. Bună, salut. Deja mi-e greu. Mâna întinsă în față. Dar de unde am primit asta? Că a greșit al tău. Ținu cu ambele mâini. Cu ambele mâini, în față, așa, da? A răspuns ăsta corect. Dimitri, ca să ți-o dau. O carte sau două cărți? Una. Una. T-ai citit tu. Una. E prea dimineață. În 5 secunde, numește-mi 3 fructe care nu cresc în copac. Ananas, avocado și... Fructe. Mâna întinsă, care nu spune poveste, ține tava. Draga mea, o riscăm pe două. Cuza, una sau două? Două cărți, două. Două? Păi, fata mea, și dacă greșesc, bă, nu-i la pe alea mare. Bă, Ilona, oricum, mâna întinsă în față, așa. Câte cărți n-a cărat ea, Ilona? Cuza! Da, sunt pregătit. Dă-mi ușor, mă, că tu i-ai dat căini rase de câini. Îți dau ușor? Așa a picat, mă, așa a picat. Numește 3 jocuri din copilărie. A, fotbal, pitulușul și lapte gros. Sau pe calculator, FIFA, Counter-Strike și ar. Fotbal, pitulușul, da, se pune să spune. Este! Ce pitulușul? Păi nu ziceam, scuzele. Pe calculator. Așa, pitulușul meu. Pitulușul meu. Michi! O carte? Plec cu cărțile astea acasă, să știi. Păi ce să le faci, să le pui pe foc? Scuze. Nu mai ai tocător? Bucălaie. Ia zi. Hai, bubu. Pentru o carte sau două? Hai că ți-e pică trei tipuri de... Două carte. Așa. Imediat să trecem la întrebările pentru două cărți. Zici ceva ușor. Două carte. Există întrebări pentru două? Fii atent. Numește-mi 3 costume. Da, așa. Dar repede, de Valentine's Day sau dragobete nu le-ai putea considera sexy. Așa, bine, hai. O pelerină, un costum de albine și o mantie. Ce ai? Același lucru, pelerină și mantie. Nu se pune în pare. Pierdut. Când o să ai emisiunea ta, probabil, pe Antena Star, să atunci să mă rog. Aș vrea să-mi ziceți, Ecaterin, se pare că e bun răspunsul? Nu! Greșit. Răspunsul? Păi este sinonim, e dar bravo, nu se pune. Bravo, Flavia, e corect. Bravo, ai dreptate. Sunt joc corect, bubu. Da. Stai, suflete frumoase. O carte. Nu. Două stai, carte. Stai, care o are. Pentru că e pe timp, pelerină de ploaie. Ce pelerină de ploaie? La nu-i costum. Moș Crăciun trebuia să zici. Întrebarea cu numărul 3, Caterin și Dimitri, pentru o carte sau două? Zi două. Păi stai că n-a răspuns. Eu am răspuns. A fost și cuza, da? Una. Două. Dimitri, nu mai riscă. Uite cât e de grea, mă, doamne. Lona, mâinile întinse. Mai în spate să putem decupa frumos. Mama, că îți dau o tavă în cap, că nu mai pot să merg. Nu mă bată după aia. Păi cum, dacă te ajutăm, punem la noi? Dimitri, eu sunt pachetele. Pentru o carte. Dă-i ceva ușor. Dă-i ceva ușor. Numește 3 lucruri pe care le faci după ce se sting luminile. Joc fotbal, citesc și... Hai că e greu, asta e greu, ascultă-te. Hai de mine. Nu poți nici să joci fotbal după ce stingi lumina, nici să citești. Da. Jesus. Dar tu nu dormi. Ce poți să... Mai dormi și mai ce faci? Dormi, să zici ce? Eu citesc în gând, de exemplu. Se poate, Florine. Poți să faci inclusiv baie. O să faci inclusiv... Ba nu, eu citesc și în gând. Nu se poate, crede, are dreptate. Visez! Oricum n-a răspuns. Vă rog să țineți talerele în față cu ambele mâini. E ultima ta șansă. Fii atent ce spun. Păi, dar ce m-am dat? O riscăm cu două. Dar îți dau cuvântul... Ultima rundă. Lasă-mă dacă e ultima rundă. Vreau patru. Mai am o întrebare pentru Cuza și una pentru... Nu avem patru. Mi-a zis ceasul să mă odihnesc. Cuza! Bine, dăm, dar dăm și mie ușor. Cine va lăsa mâna jos prima va pierde jocul. Ai de capul meu. Numește-mi 3 activități pe care le faci în bucătărie în afară de a găti. Poți să bei un pahar, poți să-ți faci o cafea și poți să te uiți la televizor. Da. Hai de capul meu. Hai, ar mai fi niște chestii. Da, dar nu ne... Da. Bine că n-a zis poți să bei apă, poți să bei cafea. Treceți la locul vostru. Ultima întrebare, cu mâinile întinse în față. Gândește-o ușor, bubu. Bucălaie, spune-mi, o carte sau două? Patru. Zic una sau două? Patru, mă. Băi, una sau două? Două. Bă, nebunule. Auzi așa din spate, bă, nebunule. Mâinile întinse, fetelor, pentru ultima probă. E greu. Începe chiar acum, numește-mi
numește, stai să găsesc una mai interesantă. Hai, Bubu. Numește trei lucruri pe care trebuie să le speli în mod regulat. Adidas și ciorapii, da, și lingeria intimă, fesul, fularul, bravo, bravo! Hai de capul. Mulțumesc, Bubu. A știut, mă. O carte aici. Bă, eu v-a spus sincer. O carte aici. Deci, că nu pot să țin mâna întinsă, că mă strânge. Mâinile întinse, fetelor. 10 secunde avem. Strânge, 10 secunde, cine lasă mâna jos pierde acest joc. 10, 9, 8, 7, 6. Poți să le lași, Ilona. Și aici, cine are carte, are parte. 4, 3, 2, 1. Declar egalitatea. Ilona, astăzi, Ilona era mai jos. Ilona e mai jos, era da. Era mai jos. Ilona, n-auzi că mă strânge cămașa, mă. Așa, da, scuzați-mă acest, joc a degenerat de pe platoul de filmare de la Power Couple. Vă mulțumim, vă invităm și duminica viitoare la un nou joc cu un nou constatator. Vă pupăm, Diana! Mulțumim pentru că...